Pe 6 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpul Lung, au continuat cercetările într-un dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, și au reținut doi tineri, de 21 respectiv 25 de ani, ambii din Câmpul Lung. Din cercetări s-a stabilit că în perioada 1 august-23 septembrie, cei doi ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un apartament și în jur de 10 biciclete din scările unor blocuri de pe raza municipiului Câmpul Lung. Pentru administrarea probatoriului, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în municipiul Câmpul Lung în cursul săptămânii trecute, în urma cărora au fost descoperite o parte dintre bunurile sustrase și mai multe mijloace de probă. În această fază a cercetărilor, prejudiciul a fost recuperat în proporție de 70%. După administrarea probatoriului, cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, urmând să fie prezentați parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpul Lung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.